Citește și crește. Coni și Olița. O poveste scrisă de Leane Schneider, editura Casa. Nu, nu vreau! Coni se zvârcolește și nu vrea ca mama să-i pună scutec. Maia și Oliver nu mai poartă așa ceva. Coni a observat asta în vestiar, după ora de gimnastică. Coni vrea și ea să fie mare. În definitiv, de ce ai nevoie de scutec? Mama toarnă apă într-un scutec. Acesta absoarbe apa și rămâne uscat la exterior. Apoi o lasă pe Coni să toarnă puțină apă pe o pereche de chiloți. Apa trece prin ei. Fără scutec, trebuie să anunți când vrei să faci pipi, spune mama. Crezi că poți să faci asta? Coni dă aprobator din cap. Bineînțeles că poate. Mama o lasă pe Coni să se joace fără scutec. Nu durează însă prea mult până când Coni fuge la mama. Pipi! Strigă ea cu voce tare. Dar mama se mișcă prea încet, până când reușește să îi dea jos salopeta și să o așeze pe Coni pe toaletă, este deja prea târziu. Pantalonii s-au udat. Nu face nimic. Mama trebuia oricum să spele pantalonii. Ia o laudă pe Coni, fiindcă a spus că vrea să-și facă nevoile. O lasă pe Coni să pună pantalonii în mașina de spălat. De acum, Coni vrea să poarte pantaloni fără bretele și nasturi, doar cu elastic în talie pe care să-i poată îmbrăca singură. Mama merge împreună cu Coni la cumpărături. Ele iau două perechi de pantaloni noi și o uliță galbenă cu buline colorate. De acum înainte, dacă lui Coni vine să facă pipi, poate să se așeze singură pe uliță. După ce ajunge acasă, Coni încearcă imediat ulița. E minunată, doar că Pipi nu vrea să vină. Nu-i nimic, Coni așează pe uliță mai întâi păpușile și apoi pe Teddy, ursulețul de pluș. Ea le spune că acolo pot face pipi și caca. Ursulețul se forțează, se încordează, dar fără niciun rezultat. Însă, de acum, Teddy nu mai primește niciun scutec. Trebuie să se obișnuiască să stea pe o liță. Coni se duce la bucătărie. Este sete și bea un pahar mare de apă. Puțin mai târziu, Coni simte nevoia să facă pipi. Își trage jos pantalonii și chiloții și se așează pe noua euliță galbenă. Imediat se aude un susur. Mamă! Strigă Coni. Fac pipi! Mama vine în grabă ca nu cumva să mai facă în pantaloni. Dar Coni îi arată cu mândrie că a făcut pipi în uliță. Mama se bucură și o laudă pe Coni. Apoi Coni colește ulița în toaletă și trage apa. Papa Pișu! Strigă fericită Coni. Seara, înainte de a merge la culcare, tatăl lui Coni vrea să-i pună, ca de obicei, un scutec nou. Dar Coni nu vrea. De acum s-a făcut mare. Mândră îi arată tatălui ulița. Dar tata este de părere că noaptea când dormi, nu-ți dai prea bine seama dacă trebuie să mergi la baie. Coni vrea să știe dacă și tata poartă noaptea un astfel de scutec. Nu, bineînțeles că nu, râde tata. Prin urmare, de acum înainte,
Connie nu vrea nici ea să mai poarte scutec. Își așează ulița în fața patului. Nu are cum să nu fie bine. Connie se trezește în toiul nopții. Tocmai a visat că era la mare. Totul e ud în jurul ei. Pantalonii de pijama, așternutul, chiar și salteaua. Oare a fost marea în cameră la ea? Dar pernele sunt complet uscate, la fel și covorul. De fapt, Connie a făcut pipi în pat. O strigă pe mama. Aceasta o ia pe Connie în brațe. Apoi schimba șternutul și îi dă lui Connie o altă pijama. În noaptea asta, Connie o lasă pe mama să-i pună un scutec. Și ursulețul Teddy primește unul. Acum patul ar trebui să rămână uscat. Mai durează puțin timp până când Connie reușește, în timpul zilei, să facă pipi doar în oliță. Când se joacă, uneori, fără să-și dea seama, scapă pipi în chiloței. Connie face progrese în fiecare zi. După un timp, Connie nu mai are nevoie de scutec nici noaptea. Se trezește din somn când simte nevoia să facă pipi. Și dacă nu reușește mereu, nu e o tragedie. Mama a pus peste saltea o mușama de protecție. Astăzi, Connie merge în vizită la bunica și bunicul, dar Olița rămâne acasă. Ce e de făcut acum? Closetul este prea înalt. Connie o roagă pe bunica să o ajute. Ea o ridică pe Connie, o așează pe closet și o ține bine. Mai târziu, bunicii îi vine o idee mai bună. Ea pune scara mică folosită la bucătărie lângă closet. Acum Connie se poate descurca singură. Din păcate, capacul closetului este prea mare pentru fundulețul ei, dar Connie se ține strâns de suportul de prosoape. Pericolul de a cădea înăuntrul a fost deocamdată evitat. Apoi Connie ia multă hârtie igienică și se șterge la funduleț. Bine de tot! Îl șterge și pe Teddy, ursulețul de pluș. Hârtia folosită o aruncă în toaletă și trage apa. Papa caca, strigă ea. Dar acesta nu dispare. În schimb, closetul este plin de apă, care crește tot mai mult și mai mult. Connie se sperie. Ea îl cheamă iute pe bunicul. El știe ce are de făcut. Cu o pompă reușește să desfunde closetul și totul se scurge. Fui! De data asta s-a terminat cu bine. Bunicul îi spune lui Connie să nu folosească atât de multă hârtie. Cel mai bine ar fi să cheme pe cineva atunci când a terminat. Amândoi se spală bine pe mâini. Apoi se așează la masă în bucătăria bunicii și mănâncă plăcintă cu mere. Până la următoarea vizită a lui Connie, bunica și bunicul au montat un capac de toaletă pentru copii. Acum Connie se poate așeza pe closet ca o prințesă, fără să-i fie teamă că va cădea înăuntru. Firește, Connie vrea să aibă așa ceva și acasă. Prin urmare, Connie și părinții ei fac din nou cumpărături. Iar de acum, Connie poate merge singură la closet. Dar, totuși, mai păstrează olița. Connie o folosește doar când toaleta este ocupată de altcineva. În plus, ursulețul Teddy nu
poate sta singur pe closet. Dacă ți-a plăcut această poveste, nu uita să te abonezi la canal pentru mai multe cărți interesante. Citește și crește alături de noi!